Bine v-am găsit, executivul a aprobat în ședința de astăzi actul normativ prin care practic îngheață cheltuielile bugetare până la finalul anului pentru lunile noiembrie și decembrie. Concret, instituțiile din România, fie că vorbim de primării, de consilii județene sau de ministere, nu vor mai putea să cheltuie bani publici pentru a organiza diferite festivaluri, concerte sau competiții tematice. Există însă anumite excepții, de pildă primăriile de comune sau de orașe vor putea să organizeze evenimente de ziua comunei sau de ziua orașului respectiv și totodată vor putea să organizeze evenimente la final de an, însă ministrul finanțelor a tras un semnal de alarmă și spunea că acestea trebuie făcute cu măsură și să nu se cheltuie foarte mulți bani. Sunt recomandate donațiile pentru acele concerte de anul nou. Pe de altă parte, dacă e să vorbim despre tot ceea ce înseamnă contractele, nu vor mai putea fi încheiate în următoarele două luni contracte pentru a cumpăra mobilier, pentru consultanță sau pentru a închiria diferite spații.